Bună ziua, domnul deschidem un cerc cu pentru prima dată văd ca primul om din guvern să fie prezent la așa o ceremonie care avem noi astăzi, domnule prim-ministru. Asta este un supliment la tot ceea ce se face, cum era cabinetul de ftiziopneumologie. Este cel de-al patrulea centru de asemenea gen care se deschide în cadrul proiectului care vizează deschiderea 10 centre. Eu cred că este cazul și necesar ca să aducem mulțumiri Fondului Global pentru combaterea HIV-SIDA, tuberculozei și malariei pentru acest suport necondiționat în combaterea unei maladii care nu vizează doar ziua de astăzi a societății noastre, dar vizează și ziua de mâine. Foarte corect ați menționat că trebuie să ne axăm atenția nu doar asupra administrării unei situații, trebuie să combatem premizele. Eu mi-aduc aminte discuțiile care le-am avut aici la Strășeni atunci când discutam despre aprovizionare cu apă potabilă de calitate orașului. Am făcut atunci acel pas. Sper că la ora actuală locuitorii orașului se bucură de apă de calitate. Este important ca toți cetățenii să aibă acces la alimente de calitate, iar cei care sunt mai nevoiași să primească suportul necesar pentru ca să aibă alimentele necesare zi de zi. Acest centru este în felul său deosebit și totodată necesar, având în vedere că nu se va rezuma doar la activități aici, în acest loc. Echipa mobilă, care este atât necesară, în vederea asigurării cu servicii a celor care au nevoie să le fie prestate la domiciliu. Însă, dincolo de aceste 10 centre la care ne referim astăzi prin intermediul ajutorului primit din partea Fondului Mondial pentru combaterea HIV-SIDA, tuberculozei și malariei, este important, domnule ministru, să realocăm din ceea ce avem la ora actuală resurse necesare pentru ca în acest domeniu, în domeniul combaterii acestei maladii, să avem nu doar viteză, care este necesară să avem una plină, dar și eficiență maximă. Vom discuta la acest capitol, probabil deja în alt format, însă ceea ce a spus domnul ministru, vreau să reiterez și eu. Prioritatea numărul 1 a Guvernului Republicii Moldova este combaterea sărăciei, ceea ce în rezultat, sau trebuie să fie văzut această acțiune în complexitatea sa, înseamnă și asigurarea cu condiții de viață pentru ca sănătatea cetățeanului să fie una deplină. Iar atunci când cetățeanul are nevoie să adreseze pentru servicii de sănătate, ele să fie accesibile, calitative și, desigur, suficiente. Nu avem decât să ne bucurăm cu acest pas făcut în această direcție și să fim mobilizați în continuare pentru ca să îndeplinim ceea ce ne-am propus. Să oferim oamenilor servicii de sănătate calitative și la timp. Mulțumesc încă o dată pentru invitație, să pot participa și eu la acest eveniment frumos. Mulțumesc! Mulțumesc. Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care le pretutindene și toate le plinești, vestierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te țălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată dinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Dumnezeu este Domn, ești poporul creștini care s-au adunat la inaugurarea acestui centru pentru sănătatea și mântuirea tuturor. Întrăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, trăiască, mulți ani trăiască, Domnul să-i păzească. La mulți ani acoperim susul, lasă cei de jos acoperim pe cei de jos, pentru că în tâlhar acoperim cu cea lui Hristos, a înțeles cu cea lui Hristos,
și s-a mântuit. Și atunci și noi ne putem apuca. Am fost la Cipotare, am ușit mult, mulți ani am ușit acolo. Am 3 fetițe, mă stroiesc. Un an pe vremea asta, că am venit de la muncă. Am venit și am stat vreo 2 luni de zile acasă, am văzut că mă simțesc o lecțică rău și m-am adresat la medicul de familie. Medicul de familie m-a îndreptat la domnul Gheorghe Ivanci. La Strășeni. Am venit la domnul Gheorghe Ivanci, mi-am dat îndrumare la Chișinău, am stat la spitalul de Republican, copilul, cel mai mic el, fetița cu soția mea. Am stat 2 luni de zile, am tratat pe tratamentul acolo. Mulțumim lui doamna Răvneacă Lida Pavlovna, a fost medicul meu. Pe urmă mi-a dat tratamentul, îl urmez acasă. L-am urmit acasă și în ziua de azi îl urmez. Și mulțumesc la toți doctorii al lui Gheorghe Ivanci și colectivul lui Gheorghe Ivanci. Mulțumim frumos că mă pune pe picioare, că a fost tare greu cu mine, situație grea a fost cu mine. Și ce să vă mai spun? Mulțumim la medicii din satul Micăuzi, la policlinică, că în fiecare zi trecem tratamentul la dânsă acolo. Eu salar nu primesc pentru că l-am promis și el este alocat unei familii de la Sângerei. Într-o localitate este vorba de o familie 6 nepoței. Este o bunicuță și un bunicuț care educă 6 nepoței. De aceea o să vedem care este formula, dar o să beneficiați lunar de un suport de 3.000 de lei. Până în momentul în care va fi tratamentul tău la sfârșit. Da. Tu o să ai grijă cum și ai să anunți. Și să aveți grijă de copii. Mulțumesc. Hai. Să aveți grijă de copii și tratați ca la nimeni nu a venit pe mine. Când te-a lucrat 30 de ani? Mai venim așa. Dar pare că ați venit. Suntem noi medici. De 6 ani am lucrat singur de la ce a decedat un creasă noastră de tânără. Dumnezeu să vedem. Și a venit un băiat tânăr. S-a mulțumit sau ce? Nu a fost în acela. O doctoreasă. Ne-a băgat un loc. Și așa sunt doi. Acum este un băiat tânăr, rezident, l-am convins, a venit la noi ca tânăr specialist. Domnul Emiliu, și unul o să fie tot timpul în teritoriu. Avem mașină, nouă măuță japoneză, cu pribodă proste, mulțumim, suntem tot timpul în teritoriu. Important să asigurăm continuitatea tratamentul din spital la domiciliu și la asistență medicală primară. El este integrat la nivel de raion? Serviciul de... La moment este calculatorul, acestit informații pe raionul Strășe și toate informații pe Republic. Orice pacient care am nevoie, eu îl găsesc aici. Pentru că această acțiune care vizează combaterea tuberculozei în Republica Moldova este o acțiune și o activitate prioritară în acest domeniu al ocrotirii sănătății pentru Guvernul Republicii Moldova. Pentru că atunci când am fost cu ceva timp în urmă aici, am discutat despre acest centru și atunci am lansat această idee. Acum este în implementare sau este realizată. Și am ținut neapărat să vin, să transmit punctul meu de vedere vis-a-vis de această problemă și de acțiune de viitor care vor fi întreprinse către guvern. Ce va întreprinde guvernul? Anume, dacă ne referim la combaterea... Deci obiectivul, dincolo de planul de acțiuni care vizează combaterea tuberculozei și tratamentul care este stabilit prin hotărâri de guvern, avem în vedere și instituirea fiecare centru raional a unui astfel de centru comunitar. 10 astfel de centru comunitare le avem în implementare cu ajutorul fondului global. Diferența urmează să o asigurăm prin alocările bugetare. Pentru salarii, pentru... Până la salarii... Bine, medicii sunt. Important este în fiecare centru regional avem medicii. Trebuie să spunem că în anumite situații nu avem numărul suficient, însă își fac datoria, chiar și dacă sunt mai puțin la număr. Este important să asigurăm cu infrastructură. Asta înseamnă sedii reparate, asta înseamnă echipament adecvat.
Deci condiții adecvate și dacă este să vorbim de un specific în activitatea acestui centru, este și această echipă mobilă, care presupune că medicul, având dotarea necesară, mă refer la unitatea de transport, poate să meargă de urgență către pacient și să presteze serviciile de sănătate la domiciliu. Și desigur, dacă este să vorbim de tuberculoză, trebuie să vorbim și asigurarea cu hrană. Și aici, dincolo de alocările care au fost făcute până în prezent, din bugetul de stat, nu-ți vă dau o cifră anume, este vorba de 320 de lei care sunt alocați lunar. Vedem în identificarea alternativei și din fonduri din partea donatorilor, pentru ca acest ajutor să fie unul mai substanțial. Guvernul nu are să știe destule, adică sunt nevoie de donatori, de organizații. Este evident că în afară de această problemă gravă care o avem, sunt și alte probleme, la fel de grave. Ce ține de infrastructura spitalicească, noi trebuie să ne mișcăm rapid. Și de aceea eu și cu această ocazie țin să-mi exprim recunoștință față de partenerii noștri de dezvoltare, față de toți cei care ne ajută să depășim această perioadă mai complicată care este în Republica Moldova. Vizitând acest centru, ce vă bucură cel mai mult? Bine, vedeți, eu când vin cu asemenea ocazie, sentimentele sunt împărțite. Pe de o parte, te bucuri că realizezi un obiectiv pe care ți-l propui la nivel de asigurare a infrastructurii. Vezi bucurie în ochii oamenilor care urmează să muncească aici, a pacienților care urmează să beneficieze de această infrastructură, însă este sentimentul de tristețe atunci când te uiți în datele statistice care arată cât de gravă este această maladie și cât de mult avem să muncim pentru ca ea să dispară din viața societății noastre.